Au început pregătirile pentru Bobotează. La Constanța, 100 de credincioși lucrează încă de noaptea trecută în 3 schimburi ca să pregătească sticlele pentru aghiazma mare. Cele 150.000 de sticle trebuie să fie gata până joi dimineața, atunci când începe slujba din ajunul Bobotezei. În fiecare an de Bobotează, zeci de mii de creștini se băteau pentru a obține apa sfințită, iar risipa de aghiazmă era foarte mare. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie a venit cu ideea îmbutelierii aghiazmei în peturi mici de plastic, de jumătate de litru. 150.000 de recipiente din plastic au fost fabricate special pentru a fi umplute cu apa sfințită, iar biserica a chemat pe noriași să le eticheteze. Eu vin de 23 de ani. Dacă nu vin, sunt bolnavă. Eu las tot baltă. Se apropie ziua soțului și ce pregătește de ziua de Sfântul Ioan, aici, aia, acasă. Nu, întâi merg la etichete și după aceea vin. La mine a fost așa, o chemare, că eu nu eram în țară. Și o măicuță m-a spus, zice, a spus preasfinția sa să coborâm la etichetare. Și m-am pornit la drum. Pe fiecare sticluță este lipită o etichetă pe care scrie aghiazma mare și anul în care s-a sfințit apa. Mai mari bisericii spun că apa sfințită rezistă chiar și până la 20-30 de ani. Mai mulți preoți, studenți la teologie sau apropiați ai bisericii au venit încă de noaptea trecută să dea o mână de ajutor preoților de la Arhiepiscopia Tomisului. Vor fi în total 150.000 de sticle. Și ca să înțelegeți un ordin de mărime, imaginați-vă că aici sunt doar 5% dintre ele. Oamenii ăștia au delipit 3 zile continuu un munte întreg de plastic. Ieri am venit, cred că pe la 11, ne-am apucat și am plecat la 5 aseară. Și astăzi am venit acum, pe la tot așa, pe la 10 și tot așa vreau să stau până pe la 5. O să știți că este primul an, m-a invitat o prietenă de-a mea. Nu știu cât pot să stau, dar oricum, cred că până la ora 5 stau. Joi dimineața, în ajunul Bobotezei, Arhiepiscopia Tomisului va organiza slujba în fața catedralei. Atunci va fi sfințită apa, care mai apoi va fi îmbuteliată de către pompieri, jandarmi și voluntari pentru marea sărbătoare. Și să aibă credincioși în ziua de Bobotează să ia apă sfințită. Atunci vom merge cu carele, cu boi și cu măgari la portul Tomis și acolo vom sfinți apa, vom sfinți și marea. Teodosie a anunțat că va fi primul an când nu se va mai urca pe cisternele regiei de apă ca să le sfințească și că se va rezuma doar la budanele uriașe a câte 10.000 de litri ce au fost deja aduse în fața Arhiepiscopiei. Anul acesta sunt așteptați să participe la Bobotează peste 10.000 de oameni.